Inspectorii de muncă din județul Hunedoara au avut o săptămână fructuoasă din punct de vedere al controalelor efectuate atât la agenții economici cât și la firmele care oferă servicii externe agenților economici, prin care aceștia se achită de obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. S-au efectuat 62 de controale, s-au constatat 64 de deficiențe, s-au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale, dintre care 18 amenzi în valoare totală de 82.500 de lei, iar pentru un serviciu extern s-a propus retragerea certificatului de abilitare. Ca să dezvolt puțin ce înseamnă un serviciu extern de prevenire și protecție, este o societate specializată care asigură sănătatea și securitatea în muncă la unitățile din diverse domenii de activitate. Această campanie a vizat serviciile externe și firmele sau unitățile din portofoliul acestor servicii externe, verificând cum își fac treaba serviciile externe la unitățile pe care dânșii le gestionează. Amenziile în valoare de 82.500 au fost aplicate atât serviciile externe cât și unităților din portofoliul acestora. Trebuie să spun că indiferent că ai contract sau nu ai contract cu o societate care are activități de prevenire și protecție, responsabilitatea este în totalitatea angajatorului. Ce responsabilitate are serviciul extern este stabilită printr-un contract civil încheiat între cele două societăți și noi am verificat doar partea legală, doar ceea ce trebuie să facă obligatoriu serviciile externe pentru unitățile despre care discutam. Aici cea mai mare deficiență pe care am descoperit-o este faptul că în momentul controalelor pe care serviciile externe le fac la unități nu elaborează un raport către un angajator din care să-i aducă la cunoștință deficiențele constatate și atunci nici angajatorul nu știe ce să remedieze. Amenziile, după cum spuneam, s-au dat și serviciilor de externe de prevenire și protecție, precum și angajatorilor, iar unui serviciu extern a fost ridicată abilitarea sau a fost propusă ridicarea abilitării, lucru care va fi analizat în ședința din Comisie de Abilitare din data de 25 iunie la sediul ITM Hunedoara, comisie care abilitează aceste servicii să poată desfășura aceste activități.